Salutare tuturor și bine v-am la un episod din Clash of Clans. De data aceasta avem ceva destul de special, atâta muncă pentru una dintre cele mai bune upgrade-uri din toată această bază de builder. Deci, după atât de mult timp, în sfârșit o să pot să upgradez Auto, Hat de level 5. Am completat tot, 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 am făcut pentru de level 30, chiar în cazurile de level 18, pe Mega Tesla de level 9 și toate cele 3 uh, gear up pe bază principală. Și acum o să ne ducem frumos pe prima bază, o să punem un place building, desigur o să punem oriunde, o să pun fix aici, care arată extrem de frumos, o să merg pe baza cealaltă și o să călătoresc. O să dau un travel minunat pe baza cealaltă. Uitați ce frumos o să se ducă. O să mergem după el și o să vedem cum își are barcuța asta mică și minunată, și se duce pe prima bază și acolo rămâne permanent, pentru ca asta acolo e locului, remove desigur. Uitați unde a dispărut barca, este fix. Pe partea aceasta, uitați ce frumos. Arată diferit, să știți, arată diferit. Și acum avem 6 builder pe baza aceasta. Luni de zile muncă pentru această bază, dar merită. Luni de zile. Foarte, foarte frumos. Avem de făcut un dark Barrack? Nu, nu, nu. O să facem uh, dark elixir drill de 3 14 ore cu acel builder. Acum am 6. acestea sunt ce am depus în... Uh, Air Seeking Mine, ex uh, Sweeper, Dark Drill. Vreau să le fac toate colectoarele, să le upgradez pe toate și alea de Dark și alea de gol, și alea de Elixir și după să mă pun bine pe defensuri. Pe el să fac de 12 până termin acest Battle Pass, că o să facă destul de ușor, doar celul de la final. O să fac acei preț extrem de bine. dar cu îl păstrez pentru niciun și pentru ce că n-am ce să fac cu el. Am 4 milioane de gold. 4 milioane de gold. Și acum să vedem ce să punem în upgrade. Sincer, uh, o să pun... Uh, vreau să termin cu rosterul. Dar nu am destule. Uh. Cât îmi dă un atac? Hai să atacăm. Nu o să atac cu... Sincer o să atac. Aici o să pun două. Nu a dat atac chiar câte să atac cu Night Nu mai trebuie giganții. Pentru că în primul rând nici măcar nu... I-am de a level mare. Dar o să-i fac de level mare când o să fie necesar. Și dacă cred că să mai păstrez. Chiar dacă erau așa... n acolo. Dacă cred că n-ai ăsta. Nu, o să tai din nou cu n mai ales acum că am betră mașină de level atât de mare și cu doar 3 campuri de. Adică, nu, doar cu un camp de câte 3 Canon în cartuș. Pentru că am, văzut că sunt destul de bune. Deci, doar cu gigant de 11 can în cartuș și să zicem acei bol, acel. nici nu știu cum se cheamă acum. Sunt excelente, n-am ce să zic, sunt excelent așa. Plus că. Na, acum, măcar să dau două stele, măcar atâta. Se aud tanholul și după asta doar cu Narwich-uri. Deocamdată rămâne o destul de bună în narwich până o să fac uh, acele, acei PK de level 18. Dar o să mai dureze o grămadă pentru că o să face destul de greu elixirul, dar partea, partea extrem de bună că nu mai trebuie să fac battle machine niciodată. E de level maxim, așa rămâne și acum toate elixirul o să se ducă fix în research și fix pe PK. Vreau să fac pe ul care am văzut că sunt așa de bun și au mai un dat 3 stele. Uh, da, da, da. Ignogăm acel testele, nu contează. N-am făcut nimic, deci trebuie să mai dau un atac. O să dau și asta de un minut acum. Și vreau să dau dacă pot spun peca, dar eu n-am peca pentru că trebuie să fac, trebuie bagaca. Da. Am mers dacă e. O să dau la risa și o să pun... Sincer ce vreau să fac cu peca. Baby Dragon nu pot... Pot să păstrez, mă, o să păstrez, dar chiar n-am nevoie să pun neaparat fix acum același la Uuu, ce frumos, ce frumos aici, ce frumos aici. Acum o să pun uh, atâtea și o să atac pe sus. Stai, una, O să-mi fac aici un petting, un... Uh, nici nu știu cum se cheamă la momentul actual. Un... Uh, da, un, atunci când dai click pe parte și vrei să-l pe cealaltă parte. Un funnel, un funnel foarte bun, da, 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 așa gata, mi-am amintit, vreau să fac un funnel excelent și o să dau testele, testele la această bază, mai ales că acum uitați și ce puternic e acest battle machine, de maxim, plus cu night plus cu tot ce mai este, super testele, de fiecare dată, bine, nu chiar dacă o să fie baza destul de maxată, nu o să pot să dau, chiar dacă e fix cu night witch că sunt destul de OP, dar sunt multe trape, plus roster plus mega tesla, plus airbomb și toate lucrurile acestea care mă centinesc cu Nightwitch-urile. dar măcar în sfârșit, am terminat cu Battle și am și al șaselea Builder. O să pot să prograse, prograse, progresez mult mai bine acum. Uitați cum se duce și acel roster și cum se ia cele testele. stele. n -ai cum să pierd aici. Acum o să se distrugă și acest bomb dacă nu mă înșel. Și nu. Chiar s-a pierdut. Uitați cât de procentat aici era cel puțin 10%. Dar chiar mă gândeam că o să iau testele? Nu știu ce am mai greșit acolo, sincer, nu s-a dus bine la început sau oricum a câștigat, a dat 68 nici nu avea better și pe spun că e în upgrade. Și acum am exact cât trebuie pentru roster. 4 zile, 12 ore, merită. 4 zile, 12 ore pentru așa bunătate, prea frumos. Și o să mai dau un atac, ca să au 3 stele, să vă arăte o pe în Irish. Și o să mai pun încă un Irish, pentru că îmi permit, pentru că e o deschizătură. Și o să pot să dau pe partea aceasta, ca să distrug odată air bomb acela. Și o să mă duc fix aici, cu acest două cannon carduri, și o să mai pun un cannon card aici, jos de tot, ca să fie targetat nu, nu e bine, că e dar și de Chiar vreau să fie dar de de acel multi... multi... multi mortar, așa. Acum cred că o să pierd. Sau dacă se duce bine pe aici, o să dau 3 stele. Dacă distrug, distruge acel rost rapid. Rapid distruge el. Și așa am putut să fac să și abilitatea, ai distrus, se GG, pristigat 3 stele, super ușor 3 stele. Deci, n-ai idee cât de ușor a fost acest atac. Bine, dacă se distrugie cât mai repede acest uh, Giant Cannon. Oricum, uh, numai dacă e o bombă de air și îmi distrug tot uh, beții, aș, aș putea să pierd și el să câștige. Dar oricum, nu, nicio șansă. După ce am putut să mai folosesc o altă pentru acel roster și să mai supraviețuiesc puțin Battle machine pentru a-naintea, -Ana, n am mai fost nicio șansă pentru acest oponent să mă bată. Acum dacă el mi-a dat 3 stele înaintea mea, desigur a pierdut. Uitați cum stătea aici un sneaky airbomb de air. Și acum se duce sus de tot unde e o Tesla. Hm, nu știu dacă Tesla asta, nu cred că strălucește ca să-mi dau seama că o clădire și o Tesla de fapt aici în, colț, dar nu că a contat pentru că s-a dat stele. Și oponentul este încă bătălie, înseamnă că pierde mai puțin timp sau nu. Vedem acum dacă îmi dă 3 sau nu. Sunt foarte, foarte curios de fiecare dată dacă îmi dă 3 sau nu. Nu cred că o să-mi dea 3 Nu are unde să-mi dă 3 da, nici două nu mi-a dat săracul. Mai are un cannon care fixa aici, care o să fie distrus de acest art tower imediat. Sau, nu, a, el a închiriat bătălia, crezând că eu am pierdut, că am ieșit destul de repede. Și mai am câte atacuri, dar nu o să le dau acum, o să le dau după. Și până atunci, chiar, chiar vreau să fac și un atac pe baza normală. Am totul antrenat, am totul bun, mai trebuie o stea. Și imediat. Uh, uh, baza asta e destul de compactă. Eu chiar vreau să o atac. Două baloane ca să găsesc un mine, să zicem. O să pun și fix acest frizz pentru multi inferno, pentru uh, air Sweeper și Tesla. Și acum cred că mai se dă? -a, a apucat, a apucat. Perfect. uita ce frumos este. A destrus air Sweeper -ul. O să pun și aici un electro. Și pe partea de sus o să încep pe partea dreaptă să pun și queen și king-ul pentru a doar a curăța puțin pe partea asta. O să o dau și aici un rage, un electro și un rage și două baloane. Ca să se ducă excelent de bine. Uitați, Exit King Mine -ul. a destul doar un balon amarat când putea să-mi dea jumătate, mai mult de jumătate din viața din electro. Asta e calculat. Și așa se joacă cel mai bine. Pe jos nu merită să atac, că e doar un colector, helix de colector, sau cum s-ar spune. Și eu o să pun fix aici, perfect. Am putut? Am putut. Să aș și acel mine și tot. Uitați ce frumos se duce acel chain reaction nu s-a dus în unde trebuia, dar uh, cred că pot să-i mai iau niște loot, dacă nu mă înșel. Dar pot, dacă atac fix pe partea asta, cu acești extrem de mulți, 4 electro dragon plus așa, plus așa, plus să zicem un friz aici și acest uh, minunat stone slammer, aș putea, sincer, să îi dau tristele. Adică chiar sper, dar nu știu sigur. Am folosit și abilitatea, nu mă încuică destul de mult acel acest egg defense dar mă încurcă foarte mult că nu am putut să-i dau două stele chiar trebuie să-mi fac cu nu mai puternic sincer ori cu mult mai puternic și cel mai important să-mi fac și real champion de 25 dar să fac Warden-ul. warden chiar trebuie abradat plus queen să zicem. Dar mi-am luat foarte, foarte mult loot și am, am Dark Elixir full și asta full chiar că trebuie să aștept 11 ore, adică de seara mă trezesc pentru a în sfârșit pune, uh, s-a tot lutul ăsta, nici nu știu ce să fac cu Dark-ul, să aștept 12, -12 ore pentru Dark, pentru a pune în sfârșit 252.000 Dark Elixir, o să folosesc și o carte pentru acest bowler, să fac de 5, după ce fac bowler de 5. Uh, instant o să pun acest Siege Barrier de 3 și o să folosesc ciocanul să-l fac de 4 dacă nu mă înșel sau o să văd eu cum o să fac dar vreau să fac Siege Barrier de 4 plus să fac Yeti care e maxim level 3 și tot așa dar o să mai doreze foarte foarte mult și mult deci atâta pot zic o să doreze foarte mult la ori o să de -o ducem destul de bine să zicem 17 la 21 o să da eu 3 stele, văd de unde Mihai n-a atacat deci perfect 6 stele lejer hmm. A da, să pun trupele la făcut, foarte mult, peso abia a apărut, nici deci măcar n-am 20 boost bonus din păcate, dar e bine și așa, abia a început, o să fie și de acolo, dar să văd ce cărți mai am. Deci mai am cărți, am ce cărți de mai am de luat. Este fix una de... Nu, aia de... e dreapta de tot. A, da, am una pe care n-am luat-o, de fighting, dacă nu mă înșel. Aia de builder am folosit-o și cam atâta. Stai că mă uit la reward list, unclaimed. Da, mi-am doar două cărți. Deci aceasta de Book of Fighting și Heroes la final de tot e Heroes. Și parcă mai trebuie să am o carte de speluri, dacă nu mă șel, da. Mai am o carte de speluri. Și nici nu știu ce să folosesc carte de speluri, sincer. Îmi trebuie doar rage și eu am și frizul care e deja max. Și ce mai putea să folosesc? Am folosit neapărat cartea de building pentru această spell factory să o duc o dată de șase să fie max. Așa, bun că ce a la ori pe 17 la 21, deci o să mai de aștepta Lucky. Bun, după aici pur și simplu nu știu ce să fac. Sincer, chiar aș vrea să atac cu ceva mai bun, dar uh, să încep să fac nu clona, chanspelul, ai care mai sta cu 20 de secunde, bine, a deci 14 pe ore, o să văd eu, poate o să folosesc uh, heal la la 8 și o să folosesc cartea la noul Battle Pass sau când o să fac destul de multe elixiri, acum 500 de mii doar. Bine, imediat înci uh, o să pot folosesc și acest TJ că e full. 4 milioane, 4 milioane și 21 de milioane. Dacă elixirul chiar n-am ce să fac cu el pentru că acum nu poți folosesc niciun builder pe acest 2 eroi pentru că trebuie să-i folosesc la work pentru că mai sunt destul de multe zile. Am câștigat și al doilea War și tot așa. Work 2 has ended. 27 la 20, desigur. Sper că v-a făcut episodul și ne vedem data viitoare când va veni un episod de Clash of Clans și o să vedem noi. Dar până atunci sper că v-a plăcut episodul ăsta, nu uitați să apăsați butonul de like, să scrieți în comentarii ce v-a plăcut, ce vreți să facem în continuare, deci sper că a plăcut și atacul, avansăm, avansăm, deci noapte bună sau bună dimineața, depinde când vă uitați.